servus, my friend, dar de la înălțime, nene. Băi, m-am aranjat aici un pic, exceptând cafeaua asta, așa. Am mai făcut un pic de curățenie. Ideea știi care e? Că eu mi-am lăsat frigiderul ăsta să meargă pe timpul nopții. Bineînțeles, la 1, știi? Încă funcționează, e totul în regulă. Și am vrut să văd dacă se întâmplă ceva cu bateriile. Am vrut să văd dacă rămân fără tensiune, pentru că vreau să știu toată treaba asta. Adică era la modul să știu, oprește frigiderul, camionul, adică când simte că nu mai este baterie și își lasă pentru o pornire și să oprească toți consumatorii. Nu, frigiderul încă funcționează, am ajuns, i-am dat ok și a pornit. Mi-am făcut și aici, cum era cu treaba cu perdeaua? Aia, dintr-o bucată. Aici mi-am făcut eu pătucul, am pus prost o posta să nu fie praf, știi, că e tuit, e aici de desubt. Acolo mai am eu niște chestii, mi-am aranjat și de desubt, treaba e bună. Astăzi vreau să dezgăț și să merg să alimentez, mai trebuie să mai pun și ceva AdBlue. Eu am mai completat ieri, dar se pare că nu a fost suficient. Trebuie să mai pun undeva la 2 bidoane, nu știu. Probabil cred că este undeva la vreo 60 de litri ăsta de AdBlue. Nu știu să-ți spun încă. Acolo este gazole. Nu avem treabă aici deocamdată. 16 grade, n-ai să crezi, Vasile, apă. În rest, ce să zic, treaba e bună, nene, abia aștept să mă duc, să merg în Ungaria. Acum mă pregătesc să încarc. Am aici 1, 2, 3, 4 rastele, mai vine unul cu sticlă și după aia chestii din alea, știi? De lemn. Vreau să mă pun să leg aici. Băgat odată pe dedesubt pe aici. Știi ce aș putea să zic? Că îmi place că nu am marfă grea, ca să zic așa, știi? Nici volum. Ok. Vreau să l-am legat pe ăsta așa, pe primul nu îl leg, că nu are unde să se ducă, numai că nu-mi place aici, că este o distanță foarte mică. Deși ăsta este în perete. Mă rog, așa e. Da, am uitat, cafea de la Lidl. Îl mai leg și pe ăsta pe aici. Ideea e că mai am niște lucruri de făcut. Aici este rugină, vreau să remediez treaba asta. Mai am la fel în spate rugină. Mai sunt și ăștia de aici de făcut. Nu, bun. Hai să-l leg și pe ăsta. Aici am două rastele, sunt spate în spate. Am mare noroc și cu domnul stivuitorist. Băi, ce mă electrizează chestia asta, mă curentează. Stai așa, Vasi, să iau alea. Cum? Păi nu, nu bagi așa. Băi, dar să încep din spate. Eu și să dau alea încoace. Am înțeles. No, stai să leg aici o dată. Și să trag prelata aia. Da, mă, păi mai bine să fie pregătită de acum, că după aia dezgăț și eu mă duc să alimentez aici. Și când vin duminică doar mă iau și mă duc, știi? Nu
Mă bun, lasă-le pe astea așa. Trebuie să dau o dată stâlpii ăștia. Bun. Poftim? A, și pui aici? Asta e o lecuță. Așa. Am aici o kingă și încă o kingă. Așa. Nu stai. Stai așa un pic, te rog, să bag o chingă aici. Păi auzi, nu le leg pe astea, câte din astea o să fie? Da, bă, ia-ți din pomne numai. Păi începe din spate să merg în față. Să vezi, stai. Acolo? Ia, de aici, când ce vrei.
să puteai să pui alea de lemn, să le vedem că e curat acolo. Că știi ce vreau? După ce le alea de lemn, să ia alea, să bagă mașina asta micuță cu curul acolo. Să nu iei aici, dacă nu dă cum ne-am faleț. Aduci unul să băgăm în mijloc! Aduci unul să băgăm în mijloc sau... Da, bagă-ne! Stai să pui valii pe ăla. Valea acolo, lângă strumpală, într-o gaură. Valea, valea, mai iasă e unul mare, dacă îl dolește. E bine cum o intra valii. Nu-mi place că se mișcă chestia aia. N-are nimica, că n-o poate zbunși de acolo. Nu mai e la urmă.
partea faină că am dedus chestii ușoare. Ăsta este volumul, într-adevăr. Dar ideea e că sunt foarte ușoare și pe mine mă avantajează, mai ales că sunt la început. Foarte ok.